pentru că atât de mult s-a dezvoltat nutriția în ultima perioadă și pentru că mulți nutriționiști au constatat că omul poate să se hrănească exclusiv cu o dietă vegană, cred că mulți dintre noi am putea să facem pasul ăsta, dacă nu pentru sănătatea noastră, pentru că am constatat că lumea în ziua de astăzi nu dă doi bani nici pe sănătate, măcar pentru a se pune în locul animăluțelor lor care sunt exploatate și sunt chinuite într-un mod pe care este imposibil să îl mai privesc sau să văd. Salut! Sunt Paula Selling, am 40 de ani. Sunt artist, mai nou sunt compozitor, pentru că am absolvit conservatorul la compoziție. Încerc să fac lucruri frumoase pe lumea asta, lucruri care să conteze, care să spună ceva. Nu mi-e ușor într-o lume atât de complicată, dar sper în continuare să pot să-mi transmit mesajul. Unul dintre lucrurile pe care le-am simțit cu toată ființa mea a fost să renunț la carne. Pentru început la carnea de animal, de pasăre, de vită, de miel. Miel nu mâncam nici când eram copil pentru că simțeam o milă profundă pentru mielușel și mi se părea nedrept că el trebuie să moară pentru ca eu să mă îmbuib de drobi și alte nenorociri. Din cauza faptului în sine, am dezvoltat așa un fel de respingere față de mirosul de carne, de miel, de drob, de ce vreți voi. Am rămas cu sechele după zilele în care se hotăra să se taie porcul și jumătate de zi l-auzeam guițând și urlând în curtea vecinilor sau în curtea bunicilor. Atunci nu știam că se poate altfel și nu știam că e o chestiune de alegere. Și cu timpul am renunțat mai întâi la carnea de porc, de pui și de vită. În urmă cu 9 ani, mai mâncam ocazional pește și fructe de mare. Mâncam brânzeturi și lactate până, bine, țineam posturile, pentru că eu cred că Dumnezeu e sus și ne vede pe toți. Dar în urmă cu câteva luni, nu știu să vă spun exact data, cred că am anunțat-o, știe mai bine Facebook-ul, am renunțat total la produsele din ce provin din exploatarea animalelor, pentru că mi se pare total anormal ca noi să ne îmbuibăm și să ne îngrășăm și să ne simțim, nu știu, mari șmecheri, făcându-le pe ele să sufere. Pentru că atât de mult s-a dezvoltat nutriția în ultima perioadă și pentru că mulți nutriționiști au constatat că omul poate să se hrănească exclusiv cu o dietă vegană. Cred că mulți dintre noi am putea să facem pasul ăsta, dacă nu pentru sănătatea noastră, pentru că am constatat că lumea în ziua de astăzi nu dă doi bani nici pe sănătate, măcar pentru a se pune în locul animăluțelor lor care sunt exploatate și sunt chinuite într-un mod pe care este imposibil să îl mai privesc sau să văd. Eu nu mai pot să văd în ce hal sunt tratate animalele în industria cărnurilor, în industria lactatelor și în toate domeniile ce ne face pe noi să ne îmbuibăm până și să mergem la sălile de fitness, să dăm jos niște kilograme pe care de fapt am putea să nu le acumulăm, salvând niște animale și salvând niște gaze cu, adică neemițând niște gaze cu efect de seră și având un pic mai mare grijă de noi, de existența noastră și de planeta noastră. Chestiile astea cred că le-am conștientizat pe parcurs. Eu cred foarte tare că pe măsură ce încep să adopți o dietă vegană, sunt o grămadă de lucruri ce ți se așează în suflet și în inimă și în minte. Și încep să vezi lucrurile un pic altfel. Cu siguranță că și faptul că de-a lungul timpului am avut câini,
pe care am început să-i înțeleg și să le văd personalitatea, să le văd suferința, să înțeleg ce îi supără, să văd că inclusiv dacă faci mișto de un câine, el simte și suferă, m-a făcut să înțeleg că toate animalele au suflet, unele mai mare decât noi, toate animalele au o capacitate de a înțelege ce li se întâmplă și noi n-avem dreptul să le tratăm ca și cum ar fi un obiect sau o bucată de încălțăminte sau nu știu, ceva ce ni se cuvine. E nedrept ce se întâmplă în lumea asta și cred că tocmai pentru că s-au descoperit atâtea lucruri în ultima perioadă despre nutriție, subliniez și repet, și sunt profesori în nutriție care spun că omul nu este ceea ce, nu este neapărat omnivor, așa cum de foarte mult timp s-a inoculat în percepția noastră, în mintea noastră, ci omul este și mai sănătos dacă are o dietă bazată pe plante. Și aș vrea ca noi să ne întoarcem un pic atenția din direcția plăcerii, pentru că sunt mulți care percep consumul de carne și mirosul de carne și consumul și felul în care se prepară carnea ca o plăcere, o bucurie, un extaz culinar, să înțelegem că noi avem puterea să discernem că aceste lucruri nu sunt un lucru care să ne care să ne facă bine din toate punctele de vedere. Gândiți-vă că un mare procent din poluarea de pe Terra este datorat fermelor de vite. Un mare procent din emisiile gazelor cu efect de seră se datorează acestei industrii. Și dacă am renunțat la consumul de carne de vită, de exemplu, am face din start mult mai bine terei, animalelor și nouă înșine, pentru că în ultima perioadă s-a descoperit că această carne de vită contribuie la adâncirea și la agravarea bolilor cardiovasculare, adică nu este recomandată în cazul bolilor specifice acestei acestor boli. Și în plus noi am putea fi mai sănătoși. Deci e win-win. Eu m-am născut într-o familie crescută la țară. A fost foarte greu să le explic părinților mei de ce am luat această decizie. Venind pe fondul anilor 70, când se spunea că omul trebuie să mănânce de 3 ori pe zi și trebuie să mănânce carne, carbohidrați și salate în procent egal la fiecare masă, ei au fost un pic mai reținuți la decizia noastră, a mea și a soțului meu, pentru că amândoi am decis acest lucru. Dar ulterior, arătându-le multă informație despre acest stil de viață, cu toții au înțeles că este o decizie ce e adevărat că vine din dorința de a nu mai fi părtaș la exploatarea animalelor, dar efectul acestei decizii este extraordinar din punct de vedere al sănătății. Toți oamenii care decid să adopte o dietă vegană sau chiar și vegetariană, deși și lactatele au un preț mult prea mare, au o evoluție spectaculoasă în starea de sănătate. Am văzut multe documentare în sensul ăsta, am citit foarte mult, am consultat medici nutriționiști și am aflat la cea mai pusă întrebare de către cei care nu consumă sau de către cei care consumă carne sau au o dietă omnivoră, cum se spune. Am aflat răspunsul la această întrebare. Cea mai folosită întrebare este: dar de unde ți-ai proteinele dacă nu mănânci carne de animale sau nu mănânci, lactate sau brânzeturi? Ei bine, vă întreb, de unde și ia elefantul proteina? Și vi se pare că elefantul are deficiențe de proteine? El este ierbivor. Sau hai să luăm, cimpanzeu sau... Iată, cei mai mari
dinozauri din preistorie erau erbivori. Proteina este foarte bine găsită în plante. Proteina din leguminoase este cel puțin la fel de eficientă ca cea din carne și mai mult decât atât se digeră mult mai ușor și se absorbe foarte ușor și e extrem de ușor consumată și folosită de organism. Mai este un aspect pe care foarte mulți oameni nu-l știu. Omul este autofag. Ce înseamnă asta? Înseamnă că el produce multe celule pe care, în mod normal, orice organism ar trebui să le refolosească. Dacă are altă opțiune și folosește, nu știu, folosește proteine din alte surse externe, nu se concentrează atât de mult pe refolosirea acestor celule moarte din organism și nu se concentrează pe datul cu mătura, dacă vreți. Eu așa îmi place să folosesc această idee. Dacă organismul nu are ce să consume, atunci începe să refolosească tot ce are el în interior. Și aici vine o propunere a unui medic ce a câștigat premiul Nobel în urmă cu 2 ani și care a descoperit că înfometarea, dacă vreți, fasting, intermittent fasting, este o binecuvântare pentru organism. Pe scurt, dacă nu ne-am mai îndopa atât de mult și dacă am mâncat mai puțin decât avem nevoie și ne-am lăsat corpul să fie, să se simtă înfometat, minim 12 ore, între 12 și 18 ore, o dată de 2 ori, de 3 ori pe săptămână, atunci corpul nostru ar fi mult mai sănătos, pentru că în felul acesta reușește să-și dea un reset sistemului imunitar, reușește să își elimine toxinele pe care le-a acumulat și reușește să refolosească aceste celule moarte pe care el le-a scos din sistem. Folosindu-le, ele nu mai atârnă pe aici, pe acolo și îl ajută să-și curețe întreg sistemul. E foarte interesant ce a descoperit acest medic și mai mult decât atât, această descoperire ar putea să ne ajute pe noi să nu mai fim părtași la extra consumismul ăsta, sau nu știu cum să-i spun, la faptul că producem mult mai mult decât avem nevoie. Unii dintre noi chiar mănâncă mult mai mult decât avem nevoie, cu costul distrugerii planetei. Nu știu dacă știți, dar suntem pe pragul de a depăși gradele legal admise în efectul de seră la nivel global și asta înseamnă că trecem de punctul de la care nu ne mai putem întoarce. Și asta înseamnă că planeta Pământ va ajunge la un moment dat să se descotorosească de viața de pe el. Așa cum, pentru că orice îți face rău, și dacă ai păduchi, la un moment dat îi elimini. Noi suntem acești păduchi, ce în loc să facem, în loc să avem grijă de planeta pe care trăim, noi o abuzăm și facem în așa fel încât să o distrugem. Și atunci ea va găsi soluții să ne elimine și să-și continue viața, pentru că Pământul nostru se află la mijlocul existenței sale și la mijlocul maturității sale. Și am convingerea că foarte mult din măsurile ce ar putea să ne salveze au legătură cu consumul de carne. Eu am luat decizia asta, sunt sănătoasă, după cum vedeți, la 40 de ani n-am fire albe, nu m-am vopsit, nu am niciun fel de... Deși sunt vegetariană de 9 ani, de peste 9 ani, și vegană de jumătate de an. Nu cred că sunt, că am probleme, am unghiile perfecte, nu am niciun fel de deficiențe. E adevărat că fac mult sport și pentru că fac sport în not, alerg și merg la sală, simt nevoia să iau suplimente alimentare, adică iau vitamine și minerale. Am grijă să fie de origine vegană. Iau B12, pentru că singura problemă pe care aș putea să o am ar fi vitamina B12. Și asta
uneori poate să fie o problemă la vegani, alteori nu, dar această problemă există și la cei care au dieta omnivoră, adică nu este o regulă. Știu oameni de 3 generații vegani, vegani, nu vegetarian, vegani de 3 generații. Vegan înseamnă că nu consumă nimic de origine animală. Vegetarian înseamnă că mai consumă lapte, ouă, nu? Bine spun. Deci știu oameni de 3 generații, din familii cu 3 generații vegane și nu au nicio problemă cu B12. Așa că nu... Eu și ei și mulți alții, pentru că este o comunitate foarte mare, deja o comunitate ce conștientizează importanța acestei decizii în viața noastră, care există fără probleme de sănătate și fără să ne dăm cu capul de pereți că, vai de mine, nu avem proteine. Nu s-a descoperit până acum deficiență de proteine. Maxim deficiențe de vitamine, deficiențe de, de fibre și acestea vin din plante. Deci, când mergeți la medic și spuneți medicului sau medicul vrea să vă dea un regim alimentar sănătos, vă spune mâncați mai multe legume. Asta înseamnă că legumele sunt importante pentru corp, pentru sănătatea noastră. Și eu vă spun că de când am luat această decizie de a refuza orice fel de produse de origine animală, mă simt mult mai bine. Sunt mult mai multă energie. Nu mai trag la sală, forța mi-a rămas aceeași. Era, chiar am discutat cu antrenorul meu, cu Florin Uceanu, care și el a recurs la intermittent fasting și a zis că este incredibil felul în care îți păstrezi forța în momentul în care nu mănânci pe o perioadă mai lungă de timp. Există un hormon ce se secretă, pe care omul secretă în cazul în care corpul intră în avarie datorată, eu zic datorată, nu din cauza, pentru că eu consider o binefacere organismului să-i dai aceste perioade de foame. Datorită acestor perioade de foame, corpul secretă un hormon pe care nu-l mai secretă de la 25 de ani și acest hormon ține musculatura țeapănă și bună și și ok. Adică o dată de 2 ori pe săptămână e foarte bun un intermittent fasting. Eu îl fac de 16 ore. Să știți că nu e atât de dificil. Gândiți-vă că se pune perioada somnului de 8 ore. 8 ore dormim, 4 ore înainte nu mâncăm și 4 ore după. E foarte simplu. Și chiar este binevenit. Ajută la lupta împotriva îmbătrânirii. Mult mai ușor obținem antioxidanții. Adică e o binefacere pentru organism. De aia și religia, dacă vreți, ortodoxă, ne spune că e bine să ținem un post negru la un moment dat. Ne spune că luni, miercuri și vineri, hai că nu chiar luni, dar și luni ar fi bine să ținem post. Luni, miercuri și vineri, să nu mâncăm, nu știu, produse de origine animală. Și dacă punem și cele două mari posturi, trei, că e și cel al Sfântului Petru și Pavel, și cel al Sfintei Maria, plus postul Paștelui, plus postul Crăciunului, mai mult de jumătate din an, omul n-ar trebui să mănânce carne. Doar gândiți-vă la asta. Suntem o țară ortodoxă și trebuie să ne gândim de ce. De ce ne-au fost lăsate aceste reguli? Păi și pentru binele nostru. Sunt foarte multe motive pentru care noi sau nouă ne-ar fi bine să fim vegetarieni, cât mai mult. Și în fermele astea de animale, unde când văd vițelușii sau nu știu ce, și am văzut momente în care pur și simplu își băteau joc de ei numai pentru că erau mici și neajutorați, știi? Deci asta eu nu înțeleg. Nu înțeleg cum poți să fac, în fine. Eu cred foarte tare în Dumnezeu și cred că există un echilibru în toate. Cred că El ne-a dat puterea de a ocroti pe cei ce au nevoie de ocrotirea noastră. Și animalele nu sunt, nu știu, proprietatea noastră și chiar dacă ar fi, noi avem datoria de a avea grijă de ele.
Nu înțeleg motivul pentru care mulți oameni, doar pentru că pot, chinuie animalele. În fermele de animale se întâmplă niște nenorociri pe care sunt convinsă că niciun consumator de carne nu ar putea să le privească. Și acum vă mai pun o întrebare. Dacă tot se consumă carne, credeți că ați putea, era la un moment dat o foarte bună reclamă. Ai putea să omori tu animalul ăla pe care îl mănânci? Adică, gândește-te la lucrul ăsta. De ce îl lași pe altul să-l omoare? Tu te omoară-l tu dacă vrei să-l mănânci. Ei bine, nu poți. Atunci, gândește-te că există un motiv pentru care nu poți să faci asta. Și ia decizia corectă. Și mai gândește-te că laptele pe care îl consumați, că eu am decis să nu-l mai consum, este luat de la niște viței care au nevoie de el. Este tratamentul pe care acești proprietari de, sau, mă rog, îngrijitori de vite din fermele de animale, îl au unii dintre ei îngrozitor față de animale. Eu mă amintesc când eram mică și mă duceam la bunici, că bunica mea avea vacă și avea, care făcea un vițel. Și bunica mea, când mulgea vaca, îi lăsa mai mult de jumate din lapte vițelului. Mulgea atâta cât avea nevoie. Adică îl lăsa atâta cât avea nevoie și restul folosea bunica pentru noi. Asta în perioada în care vițelul avea nevoie să se dezvolte. După care vițelul începea să mănânce iarbă și așa, și atunci era ok, adică era un respect față de acest proces fantastic al nașterii și al creșterii vieții. Bunica nu sacrifica găini decât odată la nu știu cât timp. Și găinile erau crescute prin curte fericite, aveau o viață fantastică. Voi ați văzut ce se întâmplă la fermele de pui, că au atâtica spațiu, găinile să facă ouă și într-un spațiu atâta ele stau, nici nu pot să se ridice în picioare. Este criminal, este oribil. Voi știți ce se întâmplă pentru a obține foie gras? E, dacă nu știați, vă spun eu. Se îndoapă niște amărâte de gâște cu un furtun băgat pe plisc, este oribil, și ele sunt îndopate cu mâncare până când le crapă ficatul, fac steatoză la ficat. Este inuman să faci așa ceva, numai, și după aia le omoară, evident. Este inuman. Și noi, în restaurantele noastre fițoase și fantastice și fabuloase, comandăm foie gras. Adică, măi, dacă tot comandăm porcăriile astea, scuzați-mă, sunt porcării, eu n-am mâncat foie gras nici când mâncam carne, mi se părea inuman să fac așa ceva. Dacă tot le comandăm, măcar, mă, du-te și vezi cum se fac. Du-te și informează-te și vezi dacă după ce le vezi mai poți să mănânci, înseamnă că, iartă, mai ai o problemă. Înseamnă că n-ai niciun pic de respect față de viață. Eu nu înțeleg cum pot oamenii care fac care produc această delicatesă, cum pot să adoarmă noaptea. Eu nu vreau să fiu rea, iertați-mă, voi mă știți acum de atâția ani, dar nu pot să înțeleg atâta lipsă de compasiune și atâta lipsă de înțelegere și atâta cruzime. Nu pot să înțeleg cruzimea. E ca un fel de, nu știu, ați intrat vreodată într-un muzeu al torturii? Eu am intrat de curiozitate și am ieșit la fel de repede cum am intrat, pentru că omul are, dacă nu își suprimă aceste porniri animalice, dacă omul continuă să vadă lumea asta ca un loc de joacă pentru el și dacă nu înțelege că noi suntem de fapt parte dintr-o rotiță și că suntem niște furnicuțe neînsemnate pe planeta asta, care dacă se înfurie odată ne elimină pe toți, atunci nu o să ne fie bine. Omul trebuie să înțeleagă că el este un ocrotitor, de aia dat Dumnezeu puterea de a înțelege și de a discerne între bine și rău. Liberul arbitru este pentru a îi da ocazia omului să se placeze în zona de bine sau de rău. Și
un om care este bun, este bun și față de animale și față de oameni. Nu există om care să fie bun față de oameni și să chine și să schingească animalele. Un om care chine și schingește animalele, sunt convinsă că va face același lucru pentru orice ființă vie sau împotriva oricărei ființe vii. Așa că, nu știu, hai să ne gândim un pic. Ce e mai important pentru noi? Atâta timp cât putem să existăm fără să exploatăm animalele și avem posibilitatea să salvăm planeta luând această decizie, nu înțeleg ce ne face în continuare să mergem pentru plăcerea gustului. Care, apropo, știți că plăcerea gustului este un lucru pe care tot Dumnezeu ne-a dat-o pentru a alege din copac fructele, pentru că cu mult timp în urmă omul era, evident, nu avea viața pe care o are acum și posibilitatea să aleagă din supermarket, dar pe vremuri de mult în antichitate și în preistorie, omul mergea să-și culeagă hrana din pădure și pentru ca omul să aleagă, să facă alegerile care trebuie, să aleagă fructul care are mai multe calorii, am primit această nevoie de a simți dulce în gură, pe limbă, pentru a alege fructele și a avea mai multă, mai multe calorii și a ne hrăni mai bine cu... pentru că altfel am fi ales, nu știu, pământul de pe jos sau cine știe ce. Această plăcere a gustului ne joacă feste în vremurile când putem să obținem numai întinzând mâna spre frigider. Și asta este împotriva noastră. A mânca până la epuizare este împotriva noastră. Nu-i dăm corpului odihna de care are nevoie pentru a fi sănătos. Mă, gândiți-vă la asta. Mulți dintre noi mergem la sală să slăbim când colo ar fi atât de ușor să fim slabi dacă am mâncat mai puțin și am mâncat ce trebuie pentru noi. Bun, nu vă cer, de fapt, cine sunt eu să vă cer vouă. Dar ideea e că poate nu luați decizia să fiți din start vegani, dar, nu știu, măcar posturile să le țineți și veți înțelege diferența între perioada când sunteți vegani și perioada când mâncați produse animale. În timpul uciderii animalelor există niște substanțe ce se secretă în organism, niște substanțe care în organismul nostru, pe care noi le mâncăm, da? Odată cu carnea consumată. Aceste substanțe sunt foarte nocive. Ne dau o stare de agitație, ne amplifică stările de nu știu, instinct de anxietate și tot ce vreți voi. Sunt niște lucruri pe care au fost demonstrate. Citiți despre asta, nu mă luați pe mine și chiar vă rog tot ce spun eu acum să verificați. Pentru că eu am citit foarte mult despre lucrurile astea și dacă nu mă credeți, chiar vă rog să nu mă credeți, dar măcar luați și verificați ce vă spun. Și veți vedea că multe dintre, sau majoritatea din lucrurile pe care vi le-am spus, sunt valabile. Deci nu mă credeți pe cuvânt, ci verificați-le voi înșivă. Dacă am trăit într-o țară care să respecte această decizie a omului de a deveni vegan, cum de exemplu este Marea Britanie sau în America sau în multe locuri unde am călătorit, am constatat un respect foarte mare față de decizia mea de a avea acest stil de viață, atunci probabil că mi-ar fi mult mai ușor. În ziua de astăzi merg foarte mult, circul foarte mult cu mașina și oprindu-mă în benzinării, mi-este foarte greu să găsesc ceva sănătos să mănânc, pentru că eu nu pot să mănânc doar, nu știu, chipsuri sau să mănânc lucruri pe care le găsesc în benzinărie și care nu au produse animale, ci eu aș vrea să mănânc ceva sănătos, să mănânc ceva ce să aibă câteva vitamine, să aibă niște substanțe ce să-mi facă bine corpului. Ei bine, prefer să nu mănânc nimic decât să mănânc porcării. Și atunci nu mi-e ușor, pentru că fac foamea de multe ori, dar, după cum vă spuneam, și a face foamea e un lucru bun. Problema este când sunt obosită și am mult de mers și sunt obosită, atunci e o problemă. Pentru că simți nevoia să consumi ceva ce să-ți dea un boost de energie. Și pe mine, de cel mai multe ori, o salată mare, 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 și acum când mă gândesc la o salată, parcă
Și e frustrant când nu găsesc. Nu găsesc salatele de care am nevoie. Mai nou se găsesc smoothie-uri care sunt foarte bune pentru mine, nu știu, pentru alții, dar pentru mine își fac efectul. Rodiile îmi plac foarte mult, adică sucul de rodie, și imediat îmi dă așa foarte multă energie și simt cum, nu știu, am început să simt foarte repede efectul hranei pe care o mănânc. De când am eliminat o grămadă din produsele care ulterior am aflat că fac rău. Eu vă spun așa, uitați-vă la trei documentare care nouă, mie și soțului meu, ne-au schimbat viața. Primul a fost acum 9 ani, generația fast food, pe care n-am putut să-l văd până la final. Mi s-a părut oribil, pentru că atunci am conștientizat prima oară felul infect în care ne purtăm față de animale. După care am văzut Forks Over Knives și What the Health. Uitați-vă la astea trei și veți înțelege și veți avea subit o nevoie de a căuta mult mai multe informații despre nutriție și despre stil de viață. Repet, nu trebuie să le luați motamo, nu le credeți pe cuvânt, ci măcar investigați. Și nu luați de bună tot ceea ce auziți la radio, la TV, și se bazează pe o industrie ce are nevoie de dumneavoastră. Are nevoie să facă bani pe sănătatea dumneavoastră. Doar investigați, mai atent și mai cu bună știință. Eu nu pot să vă spun decât că mie mi-a schimbat viața și repet, acum simt altfel dacă mănânc ceva ce are în interior un produs care nu e bun pentru organism, simt de la primele înghițituri, parcă îmi coboară imediat energia corpului. Când am băut un suc de rodie, deja simt că parcă mi-e creierul mai aprig. Dacă am mâncat, să spunem, un pateu vegetal ce conține niște substanțe care nu sunt cele mai bune, imediat am simțit. E o relație extraordinară pe care o dezvolți cu corpul tău, care îți spune mult mai acut ceea ce are nevoie sau ce simte sau cum simte în funcție de ceea ce îi dai.